O nouă criză politică ar duce România în colaps. Este previziunea sumbră pe care toți oamenii politici o spun, indiferent de partidul din care fac parte. Prezent în emisiunea De la stânga la dreapta de la Olt TV, deputatul social-democrat Emil Alboto a explicat că pentru a reuși o absorție maximă din fondurile europene și din PNRR, este necesară o liniște politică, astfel că o rupere a coaliției de guvernare este departe de a se întâmpla. N-ai guvern, nu prea face nimeni nimic. Nu prea se mișcă nimic, adică toate se leagă cumva, să știți. Deci asta e. Vrem, nu vrem, asta se întâmplă. Stăm prost cu absorpția de fonduri europene. Stăm mai bine decât am stat, dar totuși stăm prost. Deci toate lucrurile astea, dacă părăsim guvernarea și pică toate, intrăm într-o criză politică, totul se stopează. Ori nu știu dacă asta ne dorim acum. Sunt multe în joc. Riscăm să pierdem banii din PNRR, riscăm să pierdem banii bine, din exercițiu. Ce pe acolo? Sunt piste pentru biciclete, sunt stații de încărcat mașini. Sunt multe, ducem în derizoriu. Sunt mulți bani care, cu care se pot face lucruri importante. Se pot face spitale, s-a renegociat, se pot reface chestiunile de acolo. Se pot da bani și către agricultură. Sunt bani din fonduri europene care așteaptă să fie cheltuiți. Deci, noi, dacă suntem deștepți, noi ca țară, dacă suntem deștepți, trebuie să avem parte de liniște pentru a putea reuși să cheltuim acei bani, pentru că nu se cheltuiesc ușor. Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a fost un compromis politic făcut pentru binele românilor. Iar dacă toate propunerile legislative sunt un joc de negociere între cele trei partide, guvernul a reușit să întreprindă mai multe măsuri în aceste perioade de criză.